stadion, de fapt. Este un stadion pe care eu, sincer să fiu, am jucat pentru prima dată fotbal pe iarbă și este cel care ne aduce aminte de cele mai frumoase, probabil, momente pentru unii. Prin anii 78, eu de atunci sunt aici. Povestesc aici, ați văzut primele concerte cu Cenacu Flacăra. Asta după anii 80, aici au fost primele concerte, când noi am știut ce înseamnă. Pentru prima dată când am ajuns de un concert, a fost la Cenacu Flacăra și am fost pe acest stadion. Cum se numește zona asta aici? Acesta este stadionul ideal. Este stadionul pe care probabil, sau cu siguranță, cred că toți cernavodenii au avut ceva, o mică amintire de nostalgie. Îmi povestesc că înainte să fie blocuri în Cernavod, a fost stadionul ăsta. Da, nu existau blocuri în Cernavod, dar acest stadion era o casă. Da, noi încă de atunci suntem pe acest stadion. Ce faceți aici? Haideți să ne uităm. Ne leagă ceva frumos de el. Haideți să ne uităm așa. Ce faceți aici? Acest stadion va fi un stadion de divizia B. Ieri am predat amplasamentul pe acest obiectiv. După cum vedeți, acolo sunt cei care au câștigat licitația. Nu-l mutăm. El este pe vechiul amplasament. Da. El va fi transformat într-un stadion de divizia B. Vreau să vă spun că acest gazon va fi cu drenaj, va avea încălzire, vom avea nocturnă, peluză, tot ceea ce implică un stadion de divizia B. Sincer să fiu, nu mă pricep prea mult la date tehnice, dar federația a impus. Aveți toate condițiile pentru ca echipa de aici din Cernavodă să facă performanțe. Și nu numai pentru echipa din Cernavodă. Și pentru omul simplu? Noi ne dorim, nu. Acest stadion va fi în primul rând pentru echipa, și nu numai echipa noastră, pentru toate echipele pe care le putem aduce în ideea în care putem să asistăm la spectacol fotbalistic. Trebuie să ai un gazon de performanță ca să poți să aduci, deci un stadion performant ca să poți să aduci echipe mari să joace în orașul tău. Noi trebuie să ne adresăm tuturor cetățenilor. Acest stadion va fi adresat celor care vor face fotbal echipei mari, dar pe margine vom avea un fel de lumină nocturnă, ambientală, să spunem așa, și va fi deschis în permanență 24 din 24 pe care cetățenii vor putea să facă sport. Mă refer la pistă. La cât ajunge această investiție? În jur de 12 milioane de ron. Și de unde vin acești bani? Din bugetul local. Doar din bugetul local. Un stadion care, iată, va duce amintiri din tinerețe, din copilărie, poate acum să aducă amintiri și generațiilor viitoare. Ce vă doriți să vedeți aici? Mai mulți sportivi, mai mulți oameni care, eu știu, apreciază sportul sau care practică sport? Nu, eu cred că aici trebuie să se bucure fiecare cetățean, indiferent de vârstă, cel puțin noi care avem o vârstă și am copilărit pe acest stadion. La vremea respectivă făceam sport de masă, ceea ce îmi doresc și anul acesta, începând cu anul acesta și nu numai, de fiecare dată am spus, sportul de masă este cel mai important pentru noi toți, dar și performanță, pentru că noi avem o echipă de divizia în Liga 3-a și cred că deja suntem la performanță. Personal, ce sporturi vă plac? Eu cred că sunt toate sporturi. Eu am făcut handbal. Cum se va transforma această locație într-una nouă și modernă? Deci aici toate tribunele dispar și se vor face alte tribune noi, cu vestiare, cu dușuri, cu drumul de acces de pe strada canalului și va fi un drum de acces prin spatele vestiarului, care nu este poziția aia, și va ieși pe bulevardul Megidie, probabil. Va fi pistă de atletism, stadionul se schimbă total, să face sistem de irigare la tot ce înseamnă gazon. Deci oricum se mărește foarte mult. Va fi partea de tribune, vor fi 700 de locuri. 700 de locuri și VIP. Deci 700 de locuri. Deci se dă tot afară și se face o structură nouă de beton. Înțeleg cu copertură metalică, cu tot iluminatul. Asta înțeleg că va fi și nocturnă. Și nocturnă, da. Și vor 400 de nocturnă pe pozițiile. Este o lucrare complexă, cum o caracterizați? Da, ea cuprinde cam tot ce înseamnă parte de construcții, cu rețele, cu iluminat, cu sonorizare, cu tabelă de marcaj, cu partea tribunii de civilă de construcții. Da, este o lucrare complexă. Câți oameni veți avea implicați în această lucrare? Lucrarea asta nu se poate ataca cu toți, dintr-o dată cu toți, se va face pe pași. Probabil în cel mai pe vârf vor fi vreo 50 de oameni, împreună cu cam 50 de persoane. Și când estimați că ar putea să fie gata? Se bucură oamenii să vedem un prim meci de fotbal aici? Noi avem 18 luni de la data începere. Nu vreau să terminăm în 18 luni, încercăm să o facem cât mai repede. Deci nu pot,
Până ce să începe măcar așa, după aceea o să facem așa un pronostic. Dar în niciun caz 18 luni. Eu aș vrea până la sfârșitul anului să ne apropiem. Zicările către proiectant ar trebui date și către consultanță și către primărie. Păi ca să știe. Preștiință așa să facă. Da, trebuie da, să faceți GCU și pentru... Dumneavoastră da. Să faceți demersurile legale scriptic vorbind, dar dacă aveți nevoie să urgentăm de astăzi pentru ieri, mie să-mi spuneți, pentru că în realitate nu avem nimic de... De ce probleme v-ați lovit? Canalizare? Da, este o pluvială. Au fost băieții la Raja, i-a trimis domnul șerif ieri. Este o pluvială care vine dinspre zona aia de la El Comex și trece pe partea asta la altă de gard. Exact aici se unește în asta făcută de Oberman. Și canalizare? Pluvială. Pluvială? Da, și cred că e pluvială cu menajeră. Dar, și se înțeapă în asta pusă de Oberman. Și pe asta... Care vine la mijloc aici. Chiar pe mijloc. Da, da. Și cum am făcut eu măsurătorile, îi pun acum să măsoare față de aliniament, cred că trece exact pe unde avem rețelele pluviale conform proiect. Și atunci vorbim cu proiectantul, vorbim și cu cei care... Sigur. Așa și o rezolvăm, nu e nici de problemă. Și a doua o să fie zona aia unde se unește cu El Comex-ul, unde se pătura de la... Dar voi cum vă apucați de treaba? Acum vă faceți organizarea de șantier. Ce deci facem organizarea de șantier. Cum termin eu, o să-mi aduc barâși, să-mi prejmuiesc. O să mă apuc de demolat.